5 de ani suntem, de fapt, 80% ceea ce sunt părinții noștri și ce ne-au dat ei și ca moștenire, așa, ca educație și ca fire, poate. După 20-25 de ani începem să ne înțelegem pe noi înșine și ne putem duce pe alte lucruri, pe alte zone unde vrem să corectăm câte ceva, dacă vrem să corectăm, poate nu e cazul. De asta ține și de vârstă. E o problemă legată de mai multe aspecte. Eu nu vreau să rețineți de la mine ceva legat de șabloane, de calapoade. Deși sunt convins că ele sunt necesare. Când Mântuitorul a fost întrebat de ce nu postez cu cenicii tăi, au zis farisei, de ce nu postez cu cenicii tăi? Știți, ei căutau ceva doar să-l prindă. Și Domnul le-a zis un lucru foarte simplu, uluitor ca toate celelalte, câtă vreme mirele este cu ei, nu postesc. Dar va veni vremea când mirele se va lua de la ei și atunci vor posti. Și au postit. Postul după ce Domnul s-a anunțat la cer, au postit. Și tot Domnul a zis, prorociile vor înceta, harul se va stinge. Nu de tot. Nu mai lucrează harul lui Dumnezeu în lume cum lucra în perioada apostolică. Și ți vă aminte, scrie Faptele Apostolilor că Sfinții Apostol Petru și Ioan se duceau la templu din Ierusalim să le vorbească oamenilor. Ei nu intrau în templu. Templul avea un pridvor, pe jur împrejur avea un pridvor și mergea în pridvor lui Solomon și acolo vorbeau oamenilor. Și că odată s-au dus acolo să vorbească oamenilor și să se roage creștinilor, se roage împreună cu ei și la un moment dat au întâlnit la intrarea în curtea templului, deci afară de curtea templului, un om paralizat care cerea de pomană. Și ei au zis, bani n-aveam, erau săraci, n-aveam. Dar a zis, cred că Petru, că la ei cel mai bătrân vorbea, era regula asta, cel mai tânăr tăcea, dacă erau doi, unul mai bătrân și unul mai tânăr, cel mai tânăr tăcea, asta era regula, asta era cutuma. Și cred că Petru a zis, ba nu, avem, dar ce avem îți dăm. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și mă. L-a prins de mână și el s-a vindecat instantaneu. Nu mai lucrează acest har acum. Nu mai avem trăirile, lumea aceea. Poate și de asta Dumnezeu este mai îngăduitor cu păcatele lumii. Am citit zilele trecute pe internet. Este un părinte la Valea Plopului, cumva pe la mai sus de Ploiești, că în România primele 20 de ani, de după 1990, s-au făcut 18 milioane de avorturi. Probabil dacă lucrul acesta s-ar fi întâmplat în perioada post-apostolică, imediat, probabil că, nu știu Dumnezeu cum ar fi. Acum poate că de asta este ceva mai îngăduitor, pentru că și harul lucrează mai puțin puternic în noi, în lumea de azi, în raport cu lumea de atunci. Asta nu este o scuză, bineînțeles, dar vreau să vă spun în raport cu trăirile lor și cu lumea lor.